Înger Tăcuți, episoadele 37, 38 și 39, rezumat, Yılmaz a cerut să se facă autopsia lui Cenet. El închide magazinul și stă retras câteva zile, dar Birsen și Halil îl cunosc îndeajuns încât să știe că aceasta este liniștea dinaintea furtunii. Yılmaz plănuiește câte o lovitură pentru ei și pentru Kivank, ca să o facă pe Birsen să se întoarcă în casa lui. Îl instigă pe Yusuf împotriva lui Mehmet, spunându-i că el a lovit-o pe Birsen. Yusuf îl înjunghe pe Mehmet, după aceea Mehmet îi scoate afară din casă pe Birsen și pe copiii ei. Neavând unde să meargă, ei se mută în casa lui Yılmaz. Ilker îi spune lui Birsen că nu a uitat-o niciodată și o cere în căsătorie. În acest episod aflăm povestea lor. Ei s-au iubit în tinerețe și visau să se căsătorească într-o zi. Yılmaz a aflat despre ei și a spus lui Cenet să vorbească cu părinții lui și să-i căsătorească imediat. Cenet nu i-a presat în legătură cu căsătoria, doar a rugat-o pe mama lui Ilker să vorbească cu Yılmaz, să-l liniștească, dar femeia i-a spus că Ilker era logodit. După aceea, Yılmaz a căsătorit-o pe Birsen cu Kemal. Ilker îi spune acum lui Birsen că nu era logodit și mama lui a mințit pentru că a crezut că așa Yılmaz va crede că nu este nimic între ei. Ea l-a trimis pe Ilker câteva zile din oraș până s-ar fi calmat lucrurile și când s-a întors. Birsen era deja căsătorită, Kivank îi ia telefonul lui Feride și nu o lasă să îl mai contacteze pe Yılmaz. El încearcă să-i amintească viața pe care a avut-o acasă, fiindcă vrea să o trezească cumva la realitate. Zeynep și Halil vor să vorbească cu Ali Fuat după ce au aflat trecutul lui și că l-a împușcat pe Tufan. Ali Fuat îi invită acasă la el să discute. El s-a hotărât să-i spună lui Zeynep că este tatăl ei, Caner află că Halil și Zeynep sunt iubiți. Când cei doi îndrăgostiți postează o fotografie împreună, el își face imediat un plan ca să-i despartă și cu ajutorul lui Funda, îl cheamă pe Halil într-un loc, sub oferta unui loc de muncă.